Salut! Eu sunt Dan. Iar eu sunt Florentina. Și tu te uiți la Vista. Azi murim de poftă împreună și descoperim produsele românești savuroase protejate în Uniunea Europeană. 5 produse românești se află printre cele aproape 1500 care sunt protejate în Uniunea Europeană. În decembrie 2018, pe lista a intrat scrumbia de Dunăre afumată, care a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a deveni produs cu indicație geografică protejată. Celelalte 4 produse alimentare românești protejate în UE sunt novacul afumat din Țara Bârsei, telemeaua de Ibănești, salamul de Sibiu și magiunul de prune de Topoloveni. Să vedem cu ce se laudă fiecare dintre ele. Scrumbia de Dunăre. Scrumbia de Dunăre este un pește sălbatic care migrează din Marea Neagră în Dunăre. Specia nu poate fi crescută în acvacultură și este capturată numai în cursul migrației pe Dunăre. Are 250-400 de grame și între 25 și 30 de centimetri și este recunoscut drept cel mai bogat pește în grăsimi din lume, raportat la talia sa. Scrumbia este pregătită sub formă întreagă după curățare, sărată și afumată la rece după o metodă veche din area geografică definită. Peștii afumați sunt de culoare aurie, metalizată, datorată procesului de afumare. Pentru localnicii din delta Dunării, pescuitul este principala și cea mai veche îndeletnicire. Prin urmare, această activitate este bine înrădăcinată în cultura locuitorilor din delta Dunării, făcând totodată parte, ca trăsătură caracteristică, din memoria numeroșilor turiști din lumea întreagă care vizitează localitățile din delta Dunării. Novacul afumat din Țara Bârsei. Novacul afumat din Țara Bârsei este un filet de pește afumat la cald, obținut din specia crap novac, care este crescut timp de 3 ani în ferme piscicole, situate în comunele din zona de centru-vest a României, Dumbrăvița, Feldioara, Hălchiu, Bod și Hărman. În această regiune muntoasă, apa curgătoare din râuri este clară și oferă un habitat optim pentru novac. Pentru crearea produsului este necesară aplicarea unei tehnici de sărare și afumare la cald, specifică zonei, încă din cele mai vechi timpuri. Cea mai mare parte a etapelor de producție sunt încă efectuate manual și necesită un set de cunoștințe și îndemânare specifice localnicilor. Aceste tehnici conduc către un produs finit, caracterizat printr-un conținut scăzut de grăsimi și o piele aurie. Telemeaua de Ibănești. Telemeaua de Ibănești se produce în area care corespunde în parte cu valea râului Gurghiu. Această zonă se caracterizează prin existența unei flore specifice care se pretează pentru creșterea animalelor, în special a vacilor de lapte, existența izvoarelor de apă sărată pe care locuitorii o folosesc în conservarea produselor din lapte, carne, legume și, nu în ultimul rând, a populației care păstrează tradițiile culinare și meșteșugărești. Telemeaua de Ibănești va putea fi comercializată sub această denumire în Uniunea Europeană doar dacă a fost produsă pe teritoriul administrativ a 3 comune din România, Gurghiu, Hodac și Ibănești, aflate în județul Mureș. Salamul de Sibiu. Salamul de Sibiu este un salam crud uscat realizat din carne de porc provenită de la porci ajunși la maturitate și din slănină tare. Amestecul este umplut în membrane naturale și sau colagenice și supus afumării cu lemn de esență tare, maturării și uscării la rece. Pentru maturare se utilizează produse alcoolice precum vinul alb, roșu sau roze, coniac, vin ars, vinuri spumante, bere neagră. De asemenea, sunt folosite culturi de mucegai nobil, spori, Penicillium nalgiovensis sau un amestec de diferite tipuri Penicillium care conțin obligatoriu Penicillium nalgiovensis. România are o tradiție de peste 100 de ani în producerea salamului de Sibiu, pentru care există o documentație foarte bogată care atestă că produsul a început concomitent în două zone diferite din România, arealul Sibiului Mediaș și cel al Văii Prahovei. Magiunul de Topoloveni. Magiunul de prune Topoloveni deține certificarea de indicație geografică protejată, IGP,
la nivel european din 7 aprilie 2011, aceasta fiind prima distincție de acest fel primită de un produs românesc tradițional. Magiunul natural de prune topoloveni este produs după o rețetă păstrată din anul 1914. Produsul deține și titlul de furnizor al Casei Majestății Regale a României. Masa europeană cu produse românești. Alte produse alimentare pentru care au fost depuse documentații la Uniunea Europeană pentru dobândirea protecției europene sunt telemeaua de Sibiu, salata tradițională cu icre de crap și plăcinta dobrogeană. Cu șanse mari la recunoașterea istorică mai sunt și pălinca de Satul Mare, țuica de Zetea, țuica de Argeș, pălinca de Cămărzana, Vinars Târnave, Vinars Segarcea, Vinars Murfatlar, Vinars Vaslui, Vinars Vrancea, Cârnații de Pleșcoi, Cașcavalul de Săveni, Telemeaua de Sibiu, salata cu icre de știucă de Tulcea, salata tradițională cu icre de crap și plăcinta dobrogeană. Atât pentru astăzi. Noi am fost Dan și Florentina. Iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.